Romania. Marian. Atent, Marian! Atent, haide! Tare, Marian! Dublu salt 180. Are o săritură după această primă diagonală. 907-2, salt 180. Bravo! Bine, bine, Marian! Foarte importantă linia asta în economia finalei. Bravo, Marian! Așa trebuie să continue. Haide! 5-4, 900, bine! Bine, Marian! Atent în continuare. Încordat sus. Deci a fost mai greu, aproape că a scăpat. Până la capăt Marian și la... Are... Foarte atenție. Bine, Marian, 3 și ruburi, aterizare bună. Marian mai are încă două diagonale. Atent. 3-60, 5-4, aterizare destul de bună și urmează acum... Dublu salt cu două șuruburi, Tucahara dublă. Tare, și tare sus, Marian. Marian, la Tucahara dublă. Hai, Marian. Hai, Marian, poți! Sus! Stai! Vine, Marian! Vine! Vine, Marian! E medalie! Bravo, Marian, bravo! Bravo, băiete! Ioan Suciu și toți ceilalți sunt bucuroși. Marian Drăgulescu e unic. Copiii de la Steaua pe care i-a antrenat sunt în picioare. Nadia l-aplaudă. La fel și Mihai Covaliu. Marian Drăgulescu e făcut din aluatul marilor campioni. De 4 ori campion mondial la sol, de 3 ori european. Marian. Bravo, Drăgulescu! Marian Drăgulescu! Eu zic că ar trebui să treacă pe primul loc. Cu siguranță. Și-a făcut exercițiu, are nota 6-2, nota de plecare. A avut la început acolo o ezitare mai mare, dar pe parcursul exercițiului Marian a lucrat foarte bine. Corina, soția lui Marian, a trăit intens, la fel și Nadia s-a ridicat în picioare. Bravo, Mariane! 14-600 acolo, cred eu, pe undeva, sper. Precum vinul, cu cât a fost în viață! Bine, Marian, pe primul loc până acum, bravo! Bravo, Marian! Bine, Marian! Of. Lankin al doilea, al treilea este Shatilov, într-o zecime toți trei deocamdată. Iată fața, zâmbetul victoriei, talentul lui Drăgulescu incomensurabil. Munca poate fi măsurată, talentul mai greu. Cu el te naști, îl ai sau nu-l ai. Prin muncă poți compensa multe, dar cu ajutorul talentului în gimnastică, drumul spre podium este mai ușor. Shatilov și Drăgulescu îmbrățișați într-o imagine frumoasă! Marian Drăgulescu, campion european! Astăzi la Cluj! Zbor peste timp! Bravo, Marian! Ce poate fi mai frumos să câștigi aurul în fața României? Sunt convinsă că în acest moment România se uită la televizor. Cei care nu sunt în sală se bucură. Lankin al doilea, Shatilov al treilea, Marian al zecelea titlu european. Bravo, măi băiete! Toată lumea e în picioare, ochii sunt plini de lacrimi. Marian Drăgulescu e campion european.
Încă un succes pentru gimnastica românească. Efortul celor care au făcut posibilă organizarea acestei ediții a campionatelor continentale e răsplătit. Aur Marian Drăgulescu! Încă o poză a venit acolo și Lankin cu steagul Rusiei. Clubul Steaua, aur așadar, prin Marian Drăgulescu. Ce zi trăim, Alina! Trecem prin studio și revenim.